Bine v-am regăsit, o trusă de chei tubulare Magnuson vreau să vă arăt în acest video. Îmi place foarte mult valiza, cum se prezintă la prima vedere, este făcută dintr-un plastic dur și de bună calitate. Îmi place foarte mult cum este și reliefată această sigla aici, Magnuson, un imprimeu foarte bun. Am studiat-o pe toate părțile, se închide foarte bine de jur împrejur, nu sunt spații, nu sunt bavuri. Este un material foarte bine tăiat în matriță și îmi place foarte, foarte mult cum arată. Nu i-am găsit defecte până acum. Aici deasupra la mâner are două zone unde puteți să încuiați valiza cu un lăcățel dacă nu doriți să mai umble și altcineva în trusa voastră. Are două balamale metalice care închid foarte bine valiza și eu le consider un plus pentru această trusă. Haideți să vă arăt și la interior cum arată și ce conține. Pe capac, nu știu dacă observați, are un burete așa care ține foarte bine toate aceste piese și nu le dă voie să se miște prin această valiză. Sunt 19 chei tubulare în această trusă cu diametre cuprinse între 8 mm, acesta de aici. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30 și ultima este de 32. Nu știu dacă am menționat până acum, toate piesele sunt din crom vanadium și mă uitam la ele mai devreme că sunt foarte, foarte bine lucrate, deci eu nu le-am găsit niciun fel de defecțiune la aceste piese. Sunt de foarte bună calitate, cel puțin la prima vedere. Haideți să vă arăt ce altceva mai conține trusa. Avem 3 extensii, asta este de 125 mm. Pe urmă, asta mai mare este de 250 mm și a treia, care este mai mică, de numai 50 mm. Pe urmă, mai are un racord așa, cu o gaură aici, unde putem să introducem una din aceste extensii și să ne ajutăm de ea să facem o prindere mult mai fermă, deci cu asta putem să forțăm dacă este nevoie pentru o înfiletare sau o desfiletare, un lucru foarte bun. Pe urmă mai are încă o piesă aici cu care puteți să vă jucați la unghi dacă, de exemplu, nu aveți loc să efectuați o desfiletare. Vedeți că asta se poate modifica așa la ce unghi aveți nevoie. O piesă foarte interesantă, îmi place că este în această valiză. Mânerul cu clichet, are un mâner din plastic aici, din cauciuc, cred că este foarte bine lucrat. Vedeți și voi că nu are niciun fel de imperfecțiune pe el. Sunt de 1x2 toate aceste chei și aici are un buton care eliberează bila și ne permite să introducem cheia, de altfel să o și scoatem. La fel putem să facem și cu extensiile. Am introdus extensia, introducem și tubulara și în felul ăsta putem să desfiletăm în locuri mai adânci. Are o roată aici de selecție a sensului pentru înfiletare, pentru desfiletare. Hai să facem o demonstrație mică, să vă arăt și vouă cum se comportă. Luăm o tubulară și, de exemplu, avem aici sensul de desfiletare. Dacă răsucim acest inel înspre stânga, o să putem să înfiletăm ceva. Este o trusă excelentă din punctul meu de vedere și consider că nu ar trebui să lipsească din niciun atelier sau din niciun portbagaj al vreunei mașini, pentru că sunt foarte convins că merg la fel de bine și la strângerea prezoanelor de la roți. Nu știu dacă am omis ceva în legătură cu această trusă, dar surpriza abia acum vine. Se vinde cu prețul de doar 149 de lei în magazinele Brico Depot. Eu o să vă las în descriere linkul unde puteți să intrați să vedeți și să aflați mai multe detalii despre această trusă și, bineînțeles, dacă o să găsești și codul, o să-l trec tot acolo. Puteți să mergeți în magazinele Brico Depot și să mergeți doar cu codul și să întrebați pe cineva de acolo
unde puteți să găsiți această valiză. Dacă v-a plăcut clipul, cât și valiza, vă rog să îmi lăsați opiniile voastre în secțiunea de comentarii. Noi o să ne reauzim la următorul video. Până atunci, vă doresc ca de obicei să aveți mult chef de treabă și numai bine!